Cu prilejul împlinirii a 164 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu pe teritoriul întregii țări, au fost aduse omagii și flori marelui poet. Funcționari publici din raion, elevi și cetățeni simpli au mers la monumentul poetului de la Cimișlia pentru a-l omagia și a aprecia încă o dată rolul imens al creației lui Eminescu în dezvoltarea culturii naționale. Atunci când vorbim despre cultură, cultură națională, universală, noi nu putem să nu vorbim despre Eminescu. Noi nu putem să discutăm despre arte, creație, literatură, ne cunoscând Eminescu. Nu putem să vorbim despre conștiință națională, demnitate, fără Eminescu. A fost un om de cultură europeană care și-a ridicat sau a dezvoltat mai departe această cultură, a completat-o cu ceva. Și astăzi, când noi suntem în situația, în șansa istorică de a merge mai rapid și ne -a integra în Europa, poate chiar a deveni stat membru a Uniunii Europene, eu cred că Eminescu trebuie să fie călăuza noastră în tot ceea ce facem noi. După discursurile de omagiere, elevii au continuat manifestația cu un șir de poezii din creația eminesciană. De la Nistru până la Tisa, tot românul prânsul mi s-a. Că nu mai poate străbate de atâta străinătate. Din Hotin și până la mare, vin muscalii de-a călare. De la mare la Hotin, mereu calea ne-o ațin. Acțiunea culturală s-a încheiat cu o depunere de flori la bustul poetului. Mi-l furare, Doamne, anii ne-au. Înaltul Domn cu tot cu laud, mă uscam de dor în piept cu plâng. Eminescu pentru mine este un geniu care a creat multe opere, care și până în prezent sunt citite și de noi și de copiii mai mici, și cred că și în viitor va rămâne un exemplu al literaturii române. Eminescu, asta e bogăția noastră, asta e cultura noastră. Asta e sufletul românesc al nostru. Ne aliniem la el, noi trăim cu el și el este un exemplu pentru tot sufletul românesc. Am venit la două evenimente, dar cred că cel mai important este ziua Marelui Eminescu, simbolul național al nostru. Eminescu, care a făcut revoluția culturală și națională în toate timpurile, și în timpurile cele mai grele pentru neamul nostru, tot Eminescu ne-a fost rează. Bustul lui Mihai Eminescu a fost instalat la Cimișlia acum 9 ani, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova.